Salutare tuturor și bine v-am găsit la noua noastră serie de Tiny Dinosaur pe canal. Ei bine, da, am readus și această serie și v-aș ruga să apăsați butonul de like pentru că este nouă. Și avem și un update de Crăciun aparent, cei de la Le Game, chinezoi ăștia, au datat jocul de Crăciun. Și după câte vedeți aici, avem, zic, unde să mesc așa, mă, palmieri și cocotieri ăștia, îi avem înzăpeziți cu globulețe și cu beteară pe și uite o hăinuță acolo, ce naiba e aia? Și se pare că e pagina. Oh, uite, aici jos, vedeți? Sub turnul ăsta scrie Merry Christmas. Ce drăguț, frate, chiar îmi place ce au făcut. Arată chiar bine, mă gândesc că au lăsat și ceva nou de Halloween. De Halloween, doamne. Crăciun. Ok, ce vrea individul ăsta? Ce ai pierdut, boss? Hopa. Ți-ai pierdut pisica? Uite, aici am găsit-o eu. Oh, uite câți bănuți. Am fost și atacat mai devreme. Mi-au dat ăștia rei și mi-au furat o grămadă de chestii. De pe cele mi-au furat puncte de rang, fiindcă nu mai am. Aparent rankul se resetează, ceea ce mi se pare cel mai nasol, adică mai am 1009, frate, uite-te și tu. Și ca să primezi d-astea zi summon points, am nevoie de 100 de puncte de rank, 1100 de puncte. Și e din ce în ce mai greu să atași la rank acum, fiindcă dă player de ăștia super puternici, frate, super puternici. Ia să colectăm noi ce avem aici, recycle. Cineva asta accept, aparent în dălbea cer de prietenie aici ca mai târziu să mă atace să-mi fure resurse, fi rar mama voastră să fie de hoțomani. Că m-au atacat ceva persoane pe care le cunoșteam, din grupuri alea, sunt grupuri de la pentru fiecare joc, frate, deci orice joc vreți, găsiți un grup. Bă, ce naiba, mă, adică durează, uite, what the hell, durează mai repede, mai mult să accept o cer de prietenie decât să colectez vreo 99 de cadouri, de gifturi de astea, da, prieteni, serios? Adică uitați-vă și voi cât de mult a durat chestia asta, what the heck? Ce e aici? Înțeleg perfect! Deci, înțeleg perfect ce scrie acolo, sunt la perfect am înțeles, sper că ați înțeles și voi, la fel de bine ca mine. Hello, chef, server maintenance, chestii, optimizarea asta. Au adăugat buton de friends aici, aparent. În sfârșit au adăugat și butonul de friends acolo, ca să poți să trimit mai repede chestii la prieteni. Bun, înainte nu știam cu naiba să trimit asta la prieteni și era destul de enervant fiindcă încerca la misiuni. Ce ai pierdut, mă, nene? Ți-ai pierdut câine, uite aici câinele, l-am găsit eu. Bun, hai să facem daily missions care includ o grămadă de chestii, printre care trebuie să invocăm un dinozaur nou. După care să evoluăm un dinozaur și multe alte chestii. Ia să vedem, ceva bun? Evident că nu-mi pică mie nimic bun. Nu mi-a picat ceva bun în jocul ăsta de luni de zile. Ok, și astăzi vom face ceva foarte special, fraților, deci primul episod de Tiny Dinosaur de pe canal și o să facem ceva foarte special. O să vedeți imediat despre ce e vorba, ia să îl evoluăm pe Rudy. Hai să dăm ție ligioana asta pe care am câștigat-o, de fapt am câștigat-o, am invocat-o. Aparent eu invoc numai porcării, frate, puterea mea de invocator e foarte slabă. Și jocul ăsta mi se pare mie să are frame drop-uri. Care mai e faza? Ce problemă ai? O cauți pe soarta? Acum, stai că o găsesc, imediat. Ce-mi place cum o decorat pe aici, frate, că uite, frumos, globulețe, beteală, zăpadă. Asta e o plajă, dacă nu știați aici, sub o plajă. Uite-l pe Moș Crăciun! Vedeți acolo? Uite, uitați-l, vedeți? Cu renii, uite, zboară pe acolo, băi, ești nebun. Mi-ar plăcut să fie niște triceratops și acolo care să-l trag pe moșul. Sania aia. Iar chiar mișto. Bun, ia să vedem ce mai avem de făcut în afară de astea. Ok, asta e gata, asta e gata. Mă enervează loading screen-ul ăsta, dar fiecare dată când dau click pe ceva, loading screen. E cea mai enervantă chestie, dude. Ah, trebuie să facem PvP, collect an exploration. Oh, complete an exploration. Bun, uite asta e explorarea. Am primit niște chestii care habar n-am dacă sunt bune sau nu. Nu mai sunt la zi deloc cu jocul ăsta, m-am stricat foarte tare. Cred că a trebuit să mă întorc la jucat. Chestii bune, ia să vedem. Explore și ție. Pterozaurul ăsta mi-a ce cel mai bune chestie, fiindcă am evoluat trăznaia asta. Bun, unde mă duceam eu să văd că știu că am ceva de... Frate, cine are jocul ăsta să blochează într-una? What the heck? N-am mai intrat de multă vreme, și are draci. Bun. Oh, avem o grămadă de chestii aici, frate, expasaur. Oh, aici, pe exchange. Exchange. Exchange din nou. Și din nou, o grămadă de dinozauri, frate. Holy mother of God, câți am. Dino capacity limit, iar asta cu capacitatea. Uite, pterozaurul continuă să-mi aducă ligioana asta, care habar n-am ce naibai. Lesmasaurus.
Oare e bun de ceva? Bă, aparent e bun. Are 1000, nu are 10.000. What the hell, e bun ăsta, frate, are 10.321 HP cu 1031 atac. Sau habar n-am, DPS-ul ăsta, ce naiba o fi, nu știu ce ne vezi. Dar pare destul de bun. Și uite câte evoluții are. Arată chiar bine individul. M-am uitat, văd cât HP are. Nu e chiar așa de mult, 22.000 și cu 2260 atac, dar e totuși, e ceva. 5 stele. Soul Info. Nu știu cum funcționează astea. Nivel de soul și astea, nivelul sufletului și chestiile astea, habar n-am cum funcționează, frate. Sunt complet pe din afară. Ce mai e aici? Te aleargă lupul? Uite că l-am prins eu. Asta ce mai e? Au! Persoane pe care am ajutat acum a venit să-și arate recunoștința față de mine. În sfârșit, Dodorex. Uite cum îl cheam pe nivel, Dodorex. Canark. Ark Survival Evolved, cine știe joc. Uite și aici scrie Merry Christmas. Nu e Crăciun încă, dar totuși Merry Christmas la toată lumea. Aoleu, dar ce vin ăștia într-una? Ce vrei, bă, tu ce-i? Țesete, ia de aici și bea. Bun, ce am mai făcut eu aici? Am mai completat o misiune, aparent. Bun, și hai să facem chestia importantă pe care am zis-o că o facem și să nu mai amân, fiindcă au trecut deja 6-7 minute. O vedere aici pe minunata mea, Rexy the Tyrant. Level up. Nu, stai, nu asta. Grow. Nu asta, nici asta. Evolve, asta era. Putem să o evoluăm pe Rexy, să o facem de 6 stele, oameni buni, și asta vă facem episodul de astăzi. One Mighty Tyrannosaur cu 6 stele. Yeah, hai să o facem. Ce se întâmplă? Uite cât de mișto e animația asta, dude. Uhoho! Dino Book Collection. 81 de dinozauri, 253 sunt o grămadă. Wow, doar atât cum arată. Holy, holy mother of God, arată grozav. Mă întreb cât de puternică e asta de... Rexy, arată-mi puterea ta, dezvăluie-mi puterea ta, T-Rex. Stai, are... Oh, ok, numele e la fel, credeam că i-a schimbat numele. T-Rex. Drăguț. Are 14.661 atac cu 1515, habar n-am ce naiba o fi asta, DPS-ul la atac, cred. Bun, hai să-i dăm level, hai să facem cât mai puternică posibil. 39 spre 40. Dacă mai scot în creaturile astea, 39. Hai să mai punem. De fapt, nu, stai, hai să faci ceva mai lui. Trebuie să scăm jocul ăsta cu cap, frate. Asta e un joc care să joacă cu cap. Ce? V-am limita deja, e deja full hangarul, să-i zicem. Bun, eu joc cu cap, dar joc cu cap, da, e, tot trebuie să fac asta, în fine. Zice că acolo pierd o grămadă de experiență dacă nu evoluezi dinozaurul ăsta, trebuie să-i dau grow. Bun, și e de nivel 40 aparent. Foarte puternic, ultima evoluție a lui Rexy, singura și ultima. Ia zi, nu leveling, growing, așa. Ce naiba asta? Cum naiba obțin eu chestiunea asta? Ce seamănă cu un covric, ce e, o gogoașă? Ah, god damn it, de unde naiba obțin eu așa ceva? Steak? Ah, ok, o bucată de carne. Require steak growing item, send some dinos out to explore zone 4. Deci zona a patra, trebuie să dirigi dinozaurul să exploreze zona a patra. Tu poți să te duci în explorare. Oh, poate! Oh, uite, frate, că poate! Zona a treia. Asta e zona a patra. Dino need to be above level 40 to send out to explore. Singurul meu dinozaur de nivel 40 la ora actuală e Rexy, care am nevoie de ea pentru raid-uri, nu pot să o trimit acolo. Aș putea să o trimit cât doar sau ceva de genul. Tu ce nivel ești, mă? 32. Ar fi o chestie să fac pe Rudy de nivel 40, dar nu știu dacă pot să-l fac. Adică nu știu dacă trebuie să-l evoluez și pe el. Ok, să dăm exchange la chestiile astea. Așa, să dăm și la asta exchange, exchange. Mă întreb dacă îl fac pe Rudy acum. Mă ajută la ceva? O să mă ajute la ceva? E nivel 40, nivel 35, pe naiba, păstrăm pentru tiranozaur, n-am încotro. Dar am nevoie de un tiranozaur de nivel 40, în orice caz. Rexy e alegerea noastră. Între timp, hai să trimitem cum se numește creatura asta acvatică. Sauropodul ăsta acvatic, să-i zic așa. Nu e un sauropod, știu, dar așa mi-a mai zis că la creaturile cu gâtul lung acvatice. Sauropozi acvatici. Poate să aducă niște chestii destul de ok. Chiar. Uite, 4 Souls Gems. A, ba nu, asta trebuie să o deblochez. Bine, hai să-l trimitem pentru 1200 de bănuți. Ce mai vor ăștia, fratele? Tu ce ai pierdut, mă? Așa, village, nu știu ce.
A, uite-ți pisica aici, stai. Fuge mâța, am prins-o. Frate, tipa asta e în bikini pe vremea asta, adică e zăpadă afară. Ai nebunii, fă, du-te și îmbracă-te. Ok, hai să dăm la rank, să vedem cât de puternic e tiranosaurul nostru. Aia, uite, de-aspre asta vorbeam, frate. Cum să fac eu rank când îmi dă să atac așa ceva? De fapt, e chiar ușor, asta îți dă nivel 24. Ce mă sperie pe mine e gardul și cu turnul ăsta. Hai să-i dăm atac lui fraierul ăsta, hai să-i arătăm cine e șeful aici, cine e tiranosaurul puternic aici. Bun. Mi-a intrat ceva în ochi, ce naiba, frate, nu pot să filmez și-o liniștit odată, că trebuie să mă întreb pe ceva, ori mă mănâncă nasul, ori tușez, ori uit să dau drum la filmare, ori intră cineva peste mine, ori mi-intră ceva în ochi. Ori vine sfârșitul lumii, asta nu s-a întâmplat încă și să sperăm că nu o să se întâmple. Hopa, atacul Rex e diferit, frate, ce naiba, ia să impact mai puternic sau ceva? Da, mai mult damage, să cunoaște 7000 damage, dar 600 și ceva, dar 6000 și ceva. Bun, trebuie să scap de Ectaurul ăla cu orice preț, fiindcă nu pot să spawnez niciun omuleț. Mi se pare mie sau animația schimbată sau ceva. No, e aceeași Rexie pe care o știm și o iubim. Iam. Dar-mi plac culorile foarte mult, arată genial, frate. Oh, uite, mușcă altfel. Ok, punem doi dintre ăștia, punem niște healeri. Îmi place cu mușca acum, parcă trage mai tare, cum să-i spui eu. Stă mai încleștată cu dinții de clădirile astea. Ce naiba se întâmplă? Parcă am puțin lag așa, nu știu, frame drop-uri de-astea, mă enervează, ce naiba are? Arată și, uite, și oamenii arată diferit, asta e din cauza la update sau din cauza că am evoluat tot tiranosaurul? Habar nu am, frate. Aparent oamenii mei au devenit bacon. Mamă, mi-a dat cu bolovanul în cap. Ok, mai spawnăm câțiva, mușcăm zidul ăsta, jos cu el. Uite cum flutura chestia aia, steagul ăla de la casă sau ce-o fi fost aia. Mai pune niște healer. Uite frate cum, ce naiba, de ce lăguie atât de tare? Holy mother of god, ce naiba se întâmplă cu jocul ăsta? Credeam că jocurile de la Ludia sunt defecte în fabricație. No, bun așa. Uite cum trage, ține gâzul așa, ține dinții încleștați de clăzini și trage mai tare și trage corpul înapoi. Ce-a fost aia chestia? Credeam că o să-mi dea gen... Da, jocul ăsta are probleme cu conexiunea aparent, am văzut multe lume plângându-se că în mijlocul raid-ului se întâmplă să știu și eu, ori să le dea crash jocul, ori să le dea acolo eroare, ce? Oh, mulțumesc foarte mult. Accept. Mi-a dat ceva niște clover. Tu ce vrei mă? Ți-ai pierdut coșul de picnic, lasă-mă că nu-ți caut eu coșul de picnic acum, n-am eu timp de așa ceva. Mă duc să mai dau niște raid-uri. Am 27 de puncte de rank deja. Perfect, hai să mai dăm unul, să completăm misiunile. Am aflat cum funcționează stamina asta, frate. Aparent, stamina asta e o chestie foarte interesantă pe care au făcut-o cei de la The Game, au gândit-o foarte bine. Poți să ataci cu același dinozaur până ți-o consumă stamina asta de tot. Vedeți, eu mai am 90 din 100. Până să consumă la 0, pe aia poți să o umplu sau știu și eu, poți să o lasă să încarce automat. Să aștept timpul ăsta. Între timp, eu pot să atac liniștit până să consumă toată. Mă costă 10 puncte de stamina, deci pot să dau circa 10 atacuri, frate. Pot să atac de 10 ori. Deși nu prea atac eu de 10 ori, frate. Mi se pare că totodată consumă și mai puțină stamina. Nu știu, n-am atacat niciodată de 10 ori cu aceeași dinozaur ca să văd ce se întâmplă. Frate, să cunoaște că dinozaurul ăsta e puternic, să chiar să cunoaște că am prins în putere mai mult. Sunt curios după ce o fac de la nivel 40 în sus. Gen nivel 50. Cred că 50 e nivel maxim pentru T-Rex. Cred, nu sunt sigur. Dacă știți, voi să ziceți mie în comentarii. E nivel 50 maxim pentru tiranosaur sau există mai mult? Bum, mușcă. Iam. Ghost Raptor. Hopa. Ne luptăm cu o fantomă. Atacăm o fantomă, aparent. Nu știam că fantomele sunt șef de tribu în sate de-astea preistorice. E, acum știm. Ce n-ai pasă de ce? Oh, Ectaurul. Nu l-am observat. Fiera mama lui Anabi. Era să dărme soldăței de plumb. Hai Rexy, fă praf clădirea asta. Nu mai mi-e frică de nimic acum cu tiranosaurul ăsta. Nu mai mi-e frică de absolut nimic. O să tremure toți în fața mea. Ok. Dintr-o singură mușcătură jos cu căsuța. De nivel 35. Băi, ești nebun. Ah, urăsc frizul. Ok, am nevoie de healer neapărat. Tiranosaurul ăsta e păducă. Cât o fi el de OP acum, tot e păducă săracul. Niam! Aolo, poison. Două chestii urăsc în jocul ăsta, freeze-ul și poison-ul. Alea sunt cele mai nasoare chestii. Iam!
fraiere. Cine avea cu chestia aia, craniul ăla să tot încarcă acolo, într-o mă enervează, e ciudat, e stresant. Jocul ăsta suferă update-uri și o habar n-am ce naiba să întâmplă. Bun, și-am terminat și misiunea asta. Și uite așa, am terminat toate daily missions. Mâine o să primesc aceleași misiuni din nou. Și de câte puteți vedea, mi-am upgradat-o chestiile astea, păi știi ce frumos am făcut. Care mai e, bă, figura? Ce mai vrei tu? Ok, fuge, nu vrea să-l ajut în seamă. Ia să ce am adăugat ceva pe aici, skin-uri. Skin-uri noi la căsuță, am adăugat ceva? Nope. Sau poate că da, nu. Ne, sunt aceleași. Oh, uite ce tare asta, Altar Hot. E ultima. Am 900 de Soul Gems. Hai să cumpărăm una. Cum arată? Mișto, craniu acolo. Hai să cumpărăm la toate. De ce nu? Oricum nu fac nimic cu Soul Gems eu. Prea mă omor așa cu Soul Gems. Hai să facem toate căsuțele astea să arate atât de mișto. Uite ce tare arată. Aoleu, să duc naibii Soul Gems-urile mele. Oricum poate să le câștig într-o zi înapoi. No, bun, uite cât de fain arată, frate. De unde a procurat așa de creant de transport? Oh my god, am prins un om. Ok, tu vii cu mine. Uii, haide. Yahoo, haha. Îți fac un tur complet al tribului. Acum du-te înapoi. Haha. Oh, avem aici Tribal War. Interesant. Mă întreb oare care o să fie mare de prize, pe care eu nu o să-l câștig, evident, fiindcă n-am câștigat niciodată într-un Tribal War. Tribul meu a câștigat. Nu, de fapt, tribul meu niciodată n-a câștigat, aici și al doilea mereu, dar în fine. Cred că a venit momentul să închei și acest episod aici, oameni buni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share pe Facebook, să vadă prietenii voștri sau pe Instagram, nu mă supăr. Unde vreți voi să dați share, acolo puteți să-i dați. Să vă abonați dacă n-ați făcut-o. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi o să ne vedem cu un alt episod data viitoare. Pa, pa!